Vă salut, dragi colegi, tot de la Librăria Humanitas din Galați. E a doua oară când prezint cartea de pedagogie aici, dintre cărți și pisici. Și o să fac asta de fiecare dată atunci când cartea de pedagogie propune un titlu al editurii Humanitas. Astăzi, Homo Biologicus, sau cum explică biologia natura umană, a lui Pier Vincenzo Piazza. Desigur, v-ați dat probabil seama deja după titlu, nu vorbim strictul sensul de o carte de pedagogie, însă vorbim de o carte care conține foarte multă informație interesantă, importantă și relevantă pentru munca noastră pedagogică. Pier Vincenzo Piazza este un om de știință cât se poate de respectat, este un savant redutabil, recunoscut și distins în lumea cercetărilor neuroștiințifice, cu contribuții esențiale în domeniul psihochimiei drogurilor și a dependenței. Tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, este o lectură cât se poate de recomandabilă și este o lectură pe care eu o recomand profesorilor, pentru că, desigur, dependența și dependențele de tot felul, alterările endocrine de comportament, felul în care hormonii ne influențează și nouă și elevilor noștri comportamentul, dispoziția spre învățare, reziliența, motivația internă, sunt, după părerea mea, lucruri esențiale care n-ar trebui să lipsească din instrumentarul cognitiv al unui profesor. Încolo de asta, cartea este scrisă cu, se vede că e scrisă cu plăcere, se vede că e scrisă cu umor și cu o foarte frumoasă și ofertantă senzație de omenesc, cu o foarte ofertantă cunoaștere, dacă vreți, a naturii umane. Vă invit așadar să îl descoperiți pe Pier Vincenzo Piazza, un autor mai mult decât interesant. Pe de o parte, bântuit de tot soiul de interogații filozofice, pe de altă parte, tobă de carte și de informație științifică. Homo Biologicus este, din punctul meu de vedere, o apariție remarcabilă și tocmai de aceea n-ar trebui să lipsească de pe rafturile profesorilor. Vă mulțumesc și ne vedem joia viitoare la cartea de pedagogie din nou.